Salutare și bine te-am găsit! Fiind această problemă la nivel mondial, am decis să fac un video în legătură cu coronavirus și cum ar trebui să ne comportăm față de acest virus letal. Dar înainte să începem, nu uita să te abonezi, să dai un like și să distribui, să vadă și prietenii tăi. Coronavirus nu se transmite prin aer, se transmite prin contactul la nivelul suprafețelor, prin picăturile de tuse ajunse pe față, gură, nas, ori ochi. Spre exemplu, dacă cineva tușește și sar picături pe butoanele unui lift, ori pe un scaun, ori pe o masă chiar, acela care va atinge acea suprafață cu mâna și apoi își va atinge fața, gura, ori ochii, va fi infectat. Simptomele sunt febra, tuse, de obicei seacă și dificultate în respirație, care apare după o săptămână. Este o boală care durează destul de mult, peste o săptămână. Nu prea se întâlnesc rinorea, strănutul sau durerea în gât. Perioada de incubație este între 2 și 14 zile, dar de câteva zile se sugerează că ar fi chiar între 24 și 27 de zile. În această perioadă, fără simptome, omul este contagios și răspândește virusul. Virusul rezistă în jur de o săptămână la temperaturi sub 20 de grade, apoi la peste 25-30 începe să mai moară, deci Doamne ajută să vină căldura cât mai repede. Nefiind nevoie de nicio glumă, virusul e distrus de săpun, de dezinfectanții comuni, precum alcoolul medicinal. Deci, igiena mâinilor este foarte importantă. Nu mâncați fără să vă spălați pe mâini. Mâncarea ambalată este cea mai sigură. Atenție și la pâinea neambalată. Luați după dumneavoastră șervețele umede dezinfectante dacă nu aveți cum să vă spălați pe mâini. Curățați mai des suprafețele cu alcool sau alte dezinfectante. Atenție de asemenea și în mijloacele de transport în comun, în magazine, restaurante, ori la muncă. Ștergeți chiar și telefonul și chiar tastatura, deoarece de obicei sunt cele mai murdare lucruri, dar și cele mai des folosite. Folosirea măștii ajută dacă ești deja bolnav să nu dai mai departe. Pentru cei sănătoși este cu două tăișuri, deoarece specialiștii nu zic că ar proteja, ba mai mult ar putea să încurce, deoarece pui mâna să o scoți sau să o lași pe masă. Apoi o pui din nou pe față și uite așa te infectezi mai ușor. Încă o atenționare ar fi de la cei care vin din Italia. Sunt deja multe cazuri acolo, încercați să nu vă întâlniți două săptămâni cu ei și ar fi bine să se stea în carantină 14 zile. Oricine începe să aibă febră, tuse, ori respirație grea și a intrat în contact cu cineva venit din China, Italia, ori Coreea de Sud sau Japonia și alte țări asiatice în ultima lună, indicat este să nu iasă din casă, să-și pună masca și să anunțe ambulanța la 112. Cei mai afectați de acest virus sunt cei în vârstă și cei cu boli asociate, 80%. Cei mai mulți se vindecă total, iar procentul este de 97%. Doar cazurile grave se internează, adică cei care au nevoie de suport în respirație și la care starea este afectată semnificativ. Momentan nu există un tratament pentru acest virus. Se încearcă unele tratamente care se dau în HIV și imunoglobuline la cei cu faza severă, dar nu este nimic sigur. Se merge doar pe simptomatice până în prezent. Cele mai afectate țări cu cazuri în creștere sunt China, Coreea de Sud și mai nou Italia. Momentan nu sunt cazuri din România, deși sunt câteva persoane în locațiile puse la dispoziție de stat pentru carantină. Dar cei care sunt în carantină nu sunt bolnavi, ei sunt doar suspecți. Haideți să îmbunătățim igiena în această perioadă și vom trece cu bine și de acest pericol. Îți mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept curând!